ziua, bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghimb. Sunt Adrian Simeon. Iată-ne împreună aici în studioul Capital TV după o campanie electorală în care am avut tot felul de candidați, tot felul de propuneri, care de care mai atractive sau care de care mai futuristice, ca să spun așa, mai plină de science fiction, mai ciudate. Ni s-au propus tot felul de lucruri, iar dumneavoastră, cetățenii, ați și votat. Au existat câteva surprize în această campanie electorală, lucruri la care unii nu se așteptau, candidați care au câștigat în ciuda faptului că nu li se oferea nicio șansă, atât în țară cât și în județul Hunedoara. Astăzi ne ocupăm strict de județul Hunedoara și de analiza alegerilor locale de aici. Ce să zicem? Dacă ar fi să mă întrebați pe mine, cel care am fost zi de zi în studioul Capital TV cu candidații la consiliile județene pe lista pentru consilieri județeni, cu candidații la primărie sau pe lista consiliilor locale, și dacă m-ați întreba cum a fost această campanie electorală, v-aș spune, din punctul meu de vedere, că a fost una foarte slabă. Slabă și, mai mult decât atât, uneori împinsă la extrem sau prin violența atacurilor din mediul online sau prin copilărimea și, aș spune, uneori lipsa de educație a anumitor candidați care postau tot felul de lucruri la adresa altora. Dar, mă rog, pe fiecare cât îl duce mintea, capul și, de ce nu, obișnuința. Nu o să mă apuc acum să dau exemple de oameni care au făcut lucrul ăsta, dar voi, cei care ați urmărit această campanie electorală în mediul online, că la televizor mai există și cenzura bunului simț, spre deosebire de online, știți cu siguranță despre cine și despre ce este vorba și nu e doar un caz singular. Bun, aș putea spune că în județul Hunedoara, marele câștigător al alegerilor locale a fost Partidul Social Democrat. Pentru că Partidul Social Democrat a câștigat președinția Consiliului Județean, deși Partidul Național Liberal a făcut o alianță, da? Alianța PNL, UDMR, PNCCD, care ar fi trebuit să le asigure, cel puțin din punctul de vedere al celor de la PNL, câștigarea alegerilor în mod detașat. Probabil că atunci când au făcut aceste alianțe, au gândit-o în felul următor. Măi, dacă ne aliam cu cei de la USR Plus, care între timp ba au divorțat, ba s-au căsătorit, ba au candidat pe liste separate, deci o mare degringoladă, aș spune eu, în cadrul acestei organizații, în care s-a mers pe liste separate de consilieri județeni, cel puțin din partea Plusului, în alte localități pe liste separate pentru consilieri locali, deși ei erau în alianță cu PNL-ul și așa mai departe. Bun, sunt multe lucruri pe care nu le-am înțeles sau din care am înțeles un singur lucru. Era goana după Copănel sau mica ciolaniadă. Cine prinde un post și cum? Prin mijloace proprii, prin alianță. Dar ca să revenim la ideea noastră, probabil că PNL-ul și-a făcut socoteala cam în modul următor. Băi, la europarlamentare am avut câteva mii de voturi din partea USR Plus pentru europarlamentari. Păi, dacă din miile alea de voturi ar veni măcar jumătate, combinate cu ale UDMR-ului și cu ale PNCCD-ului, asta ne-ar asigura, probabil, au gândit cei de la PNL Hunedoara, un avantaj
clar și am câștigat președinția Consiliului Județean. Ei, stimați spectatori, iată că n-a fost așa, ceea ce înseamnă că se dovedește încă o dată faptul că socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Voturile pentru USR, pentru Plus, au fost foarte mici, foarte puține la aceste alegeri locale. Atât de puține încât PSD a câștigat zdrobitor, aș spune eu, președinția Consiliului Județean și în același timp majoritatea în ceea ce privește consilierii județeni la Hunedoara. Nimeni nu își explică cum a fost posibil acest lucru, dar până la urmă, ce e atât de greu? Cei care au votat cu USR la parlamentare ori n-au mai ieșit la vot, având în vedere prezența foarte mică de 45, parcă a fost, la sută în județul Hunedoara, ori pur și simplu au votat cu altcineva. Iată așadar că electoratul, asta este părerea mea, USR Plus nu este atât de disciplinat cum se spunea și nici atât de fidel, de ce nu, am putea să spunem și lucrul acesta. Astfel, Adrian Nicolae David, care ne propune o Hunedoară nouă în timpul campaniei electorale, a ieșit necâștigător, ca să spun așa, din toată această poveste. Iar domnul Laurențiu Nistor, care, mă rog, repet, a fost atacat din toate punctele și din toate pozițiile, la fel a fost atacat și Adrian Nicolae David, n-am ce să comentez din punctul ăsta de vedere, ar fi din sau în concluzie marele câștigător al județului Hunedoara. Iată că Laurențiu Nistor vine acum din postura de deputat în Parlamentul României în cea de președinte al Consiliului Județean Hunedoara, urmând probabil ca zilele următoare să fie și investit în această funcție, așa cum este și normal, la fel și consilierii județeni. Interesant va fi cine vor fi cei doi vicepreședinți ai Consiliului Județean Hunedoara, pentru că unul dintre ei s-ar putea să fie domnul Ion Bădin, care a câștigat funcția de consilier județean din partea organizației municipiului Hunedoara, de acolo vine domnul Bădin, el a fost consilier local înainte. Iar cel de-al doilea, spun în sursele că s-ar duce spre cineva din PSD, din Valea Jiului. Interesant va fi de asemenea dacă Laurențiu Nistor va face din nou tandem cu Costel Avram, adică mandatul lui Costel Avram în funcția de administrator public al Consiliului Județean Hunedoara se încheie odată cu cel al fostului președinte. Este interesant dacă Laurențiu Nistor, sau va fi interesant dacă Laurențiu Nistor îi va acorda din nou încrederea lui Costel Avram pentru funcția de administrator public al Consiliului Județean Hunedoara. Asta în condițiile în care Costel Avram a pierdut alegerile pentru funcția de primar al municipiului Petroșani în fața lui Tiberiu Iacob Riții de la PNL. Dar încurcate sunt căile politicii și iată că, de ce nu, odată cu câștigarea de către domnul Nistor a Consiliului Județean, Costel Avram primește, într-un fel, o nouă șansă de a rămâne în politică și, de ce nu, de a accede la o funcție importantă. Rămâne de văzut dacă acest lucru se va și întâmpla. Pe de altă parte, un alt mare câștigător al județului Hunedoara este nimeni altcineva decât primarul PSD Dan Bobouțanu. Dan Bobouțanu este primarul municipiului Hunedoara, al cărui prim mandat s-a încheiat, urmând să fie investit cu cel de-al doilea.
Dan Boboțanu este primarul care la rândul lui a fost atacat de către contracandidați, de trolii contracandidaților, cu tot felul de lucruri. S-a ajunsese uneori, sau la un moment dat s-a ajunsese inclusiv la atacuri la familie, ceea ce mie mi s-a părut de-a dreptul fără, da, mă rog, asta e altă poveste. Zilnic vedem tot felul de materiale pe Facebook în care se încerca defăimarea acestui om. Iată totuși că, deși s-a aruncat cu noroi, cu tot ce s-a putut în el, Dan Boboțanu a obținut peste 14.000 de voturi la alegerile locale, obținând o victorie zdrobitoare în fața celorlalți, nici nu știu câți erau, 13 cu totul candidați la primăria municipiului Hunedoara. De reamintit ar fi și faptul că Partidul Național Liberal nu a avut în municipiul Hunedoara candidat. Dacă la un moment dat candidatul era domnul German, parcă se numește, nu? Liviu German, cum îl cheamă? Mai știi cum îl cheamă? Mă rog, domnul German de la Hunedoara, Lucian German, era propus de Partidul Național Liberal pentru această candidatură. La un moment dat, în urma acestei alianțe, care s-a dovedit a fi neinspirată și din punct de vedere al siglei, care a încurcat foarte multă lume, adică oamenii nu înțelegeau ce-i cu sigla aceea, nu se mai scria PNL, scria Alianța, nu știu care. Dar mă rog, asta e altă poveste. Deci domnul German, din mult lăudatul, mult capabilul, mult iubitul, mult plenipotențialul și așa mai departe, candidat al PNL-ului la primăria municipiului Hunedoara, a fost retras din cursă de către partid în urma Alianței și a fost propusă doamna Camelia Danda, Zevoianu Danda, de la USR, care venea din postura de ilustră necunoscută. Oamenii nu știau cine doamna Danda, dar toți spuneau pe la colțuri și acordau șanse că USR, că nu știu ce. Au mai fost și alți candidați pe acolo, unii cu mai mult, alții cu mai puțin bun simț, dar mă rog, nici asta nu mai contează. Cert este că niciunul dintre ei nu i-au convins pe alegătorii din municipiul Hunedoara să-i voteze. Astfel, așa cum am mai spus, Boboțanu obține 14.000 de voturi în municipiu, cu mai mult de 11.000 față de principalul său contracandidat, cum spuneau unii, domnul Viorel Arion de la PMP. Domnul Arion a mai fost primar al municipiului Hunedoara în perioada 2012-2016 și la aceste alegeri locale a fost votat de doar 3.064 de oameni față de 14.000 de voturi cât a obținut Dan Boboțanu. Asta în condițiile în care, stimați spectatori, prezența la vot a fost de 36,6%, deci o prezență destul de scăzută în municipiul Hunedoara, dar totuși, dacă ar fi să facem o comparație între anul 2016 și anul 2020, în 2016 Dan Boboțanu devine primar cu 9.962 de voturi față de Viorel Arion, care atunci era primar în funcție și a primit 9.408 voturi. Deci dacă acum 4 ani Boboțanu câștiga cu vreo 500 de voturi în plus față de Arion, după 4 ani de exercitare a mandatului în care omul a făcut la Hunedoara treabă, Boboțanu câștigă cu peste 11.000 de voturi diferență, ceea ce înseamnă foarte mult și înseamnă, din punctul meu de vedere, faptul că omul și-a făcut treaba. Nu putem să nu vorbim și despre municipiul Deva.
La Deva, Florin Nicolae Oancea a obținut, iată, un lucru interesant, zic eu. Municipiul Hunedoara, care nu este reședință de județ, și municipiul Deva, reședință de județ. Florin Nicolae Oancea obține 7701 voturi. Din nou, într-un scrutin în care au participat 13 candidați pentru funcția de primar. 7701 voturi comparativ cu municipiul Hunedoara, unde Bobăuțanu are 11.000 de voturi. Și, de asemenea, municipiul Deva se prezumă avea mai mulți locuitori decât municipiul Hunedoara. Da, mă rog. Florin Nicolae Oancea câștigă cu vreo 3.000 de voturi în plus față de 3.700 chiar de voturi în plus față de Paula Corbu, fiica fostului primar al Devei, domnul Mircea Munteanu. Paula Corbu a fost votată de 4.067 de oameni, un rezultat foarte bun, având în vedere că Paula Corbu a venit din postura de, nu știu, n-a mai fost niciodată în politică. Mă rog, avantajul ei era că este fiica lui Mircea Munteanu și a fost cunoscută prin prisma imaginii tatălui său. Dar, totodată, Paula a făcut și o campanie destul de decentă, aș spune eu, în care a venit cu propuneri pentru municipiul Deva. Prezența la urne în Deva a fost de peste 36%, peste 20.500 de voturi valabil exprimate. Hai să ne ocupăm și de celelalte localități ale județului Hunedoara. Nu putem să nu spunem că municipiile au avut cea mai scăzută prezență la vot și că aceasta a fost, așa cum spuneam, de 45,80%. Din privința primarilor de municipii, putem spune că domnul Cristian Merișanu a fost singurul primar care se va afla, sau este singurul primar care se va afla la primul mandat. Mă inspiră în același timp în lucrurile pe care le prezint dintr-un material scris de către colegul Daniel Guță. Așadar, la Brad, Florin Cazacu a fost ales din nou primar. Cu o prezență de mai puțin de 42%, aproximativ 41%. Era destul de clar că domnul Cazacu va câștiga din nou primăria municipiului Brad, pentru că e un primar cu experiență, mă rog, care are o anumită priză la oamenii din Brad, iar cei de la USR, deși se așteptau, pentru că și acolo PNL-ul nu a avut candidat, deși se așteptau ca lor candidat să facă o figură frumoasă, iată, s-a dovedit din nou, așa cum am mai spus la începutul emisiunii, că socoteala din târg nu se potrivește cu cea de acasă. La Lupeni, Lucian Răzmeriță a fost din nou ales primar al municipiului, cu o prezență de 35%, o prezență la vot. În Orăștie, Ovidiu Bălan, putem spune că nu a avut contracandidat, cel puțin nu contracandidat cu șanse reale, așa că Ovidiu Bălan a rămas în continuare primarul municipiului Orăștie, la o prezență la vot de 34%, destul de mică prezența și în municipiul Orăștie. Bun, acum Ovidiu Bălan are destul de multe proiecte în derulare, foarte multe fonduri europene accesate, era de așteptat ca omul să mai câștige un mandat. La Petroșani,
Tiberiu Iacobriți rămâne primar din partea Partidului Național Liberal, cu o prezență la vot din nou de 34%. Era de așteptat ca acest domn, Tiberiu Iacobriți, să câștige din nou alegerile în Petroșani, pe fondul, eu știu, asimilării imaginii lui Costel Avram cu Apa Serv, Apa Serv care la un moment dat avea facturi destul de mari la apă și la serviciile pe care le oferea, facturi către cetățenii municipiului Petroșani. E o poveste foarte lungă, poate despre asta într-o altă emisiune. La Vulcan, așa cum a mai spus Cristian Merișanu, în orașele din județul Hunedoara, cred că doi primari se află la primul lor mandat. Vorbim aici de domnul Iulius Bedea, care l-a înfrânt la Simeria pe domnul Emil Răsteiu. Iulius Bedea a candidat din partea Partidului Social Democrat de data aceasta, deși în urmă cu ceva vreme candidase din partea Partidului Național Liberal, și iată, de data aceasta a câștigat alegerile la Simeria, lucru care mă face să cred și să spun în același timp că până la urmă contează și partidul din partea căruia candidezi. Iulius Bedea a avut parcă două tentative din partea PNL-ului, dacă nu mă înșel, sau una singură, și n-a fost să fie, n-a putut să-l bată pe Răsteiu. Bun, acum Răsteiu mai și enervase oamenii puțin la un moment dat, chiar el mi-a spus lucrul ăsta, în sensul că se apucase de foarte multe lucrări, era deranj pe multe dintre străzi, oamenii erau săcăiți pe tema asta, poate fi și un vot negativ, ca să spun așa. Oricum, vom vedea ce va face Iulius Bedea la Simeria în următorii 4 ani. Iar un alt primar de oraș aflat, cred, la primul mandat este domnul Adrian și Emilian pe deasupra și Pușcaș, nu în ultimul rând, primar al orașului Hațeg. Aici s-a întâmplat o chestie destul de interesantă, ca să spun așa, și s-a dovedit din nou înțelepciunea populară românească în care se spune când doi se bat, al treilea câștigă. Adică ce s-a întâmplat la Hațeg? Principalele trei candidaturi, ca să spun așa, au fost al lui Adrian Pușcaș de la PNL, al lui Nicolae Timiș de la Pro România și al lui Sorin Crai de la Partidul Social Democrat. Acum, Nicolae Timiș este cel care timp de 8 ani de zile, cât a fost primar al Hațegului, a făcut foarte multe investiții în oraș, a reușit să aducă fonduri, a construit o șosea de centură, a reușit să facă anumite lucruri pentru orașul Hațeg. Lucruri care ulterior, după ce Timiș a pierdut mandatul de primar în 2012, și până în 2020, când suntem acum, deci vreo 8 ani de zile, Hațegul a bătut puțin pasul pe loc, în sensul că au fost accesate destul de puține proiecte europene. La un moment dat avea Călanul mai multe proiecte europene accesate decât orașul Hațeg. Da, mă rog, asta e. Primarul de la acea vreme, domnul Marcel Adrian Goia, se plângea tot timpul de lipsa fondurilor și a susținerii ba de la Consiliul Județean, ba de la Guvern. Dar, mă rog, asta n-are rost să mai discutăm acum. Important este că, așa cum spuneam, când doi se bat, al treilea câștigă, asta s-a întâmplat la Hațeg. Și de ce spun lucrul acesta? Dacă Pro-România și PSD-ul ar fi făcut o alianță la Hațeg, pentru că iată, ei sunt pe punctul de... ei chiar au făcut-o în acest moment pentru viitoarele alegeri parlamentare. Deci dacă ar fi făcut o alianță la Hațeg și ar fi mers în tandemul Sorin Crai, Nicolae Timiș, primar și viceprimar, ar fi obținut o victorie zdrobitoare.
Dar așa, cei doi nu au făcut altceva decât, fără să dorească acest lucru, i-au creat o nișă candidatului PNL, ilustrului necunoscut în politică, Adrian Pușcaș, pentru fotoliu de primar. Și Adrian Pușcaș câștigă fotoliu de primar al orașului Hațeg, fără a face un efort considerabil. Și o să vă explic din punctul meu de vedere de ce spun acest lucru. De ce n-au făcut alianță PSD și Pro-România la Hațeg pentru viceprimar și primar? Pentru că nu s-au înțeles cine să fie primar și cine să fie viceprimar. Și dacă ar fi să vorbesc tot din punctul meu de vedere, aș spune cam așa. Nicolae Timiș vrea să fie primar și ar fi fost deschis, din câte știu eu, la o alianță cu domnul Sorin Crai din postura de viceprimar. Numai că, pe surse, știu că domnul Sorin Crai n-ar fi acceptat o astfel de variantă, dar i-ar fi convenit una în care el să fie primar și domnul Nicolae Timiș viceprimar. Acum, dacă stau să mă pun și eu în locul domnului Timiș, cred că nici eu n-aș fi acceptat o astfel de propunere din mai multe motive, dar mă rog, asta este. Adică domnul Timiș venea cu experiență, cu tot felul de lucruri, în condițiile în care domnul Sorin Crai ar fi putut accepta poziția de viceprimar al lui Nicolae Timiș pentru a învăța în 4 ani și pe urmă vedea ei ce mai este de acolo. Dar așa, Timiș obține vreo 1500 de voturi, Sorin Crai vreo 1400 și ceva de voturi și Adrian Pușcaș 1600 și ceva de voturi. Timiș pierde alegerile locale la câteva zeci de voturi la Hațeg. Acum, făcând analiza campaniei electorale de la Hațeg, care e orașul centru al țării Hațegului, e un oraș important, da? Putem spune următorul lucru. În campania de electorat de la Hațeg, partidul PMP nu a avut candidat la primărie. Dar liderul PMP Hațeg a declarat că îl susține pe candidatul PNL, domnul Pușcaș. La fel, USR a mers separat de Plus. Plusul a declarat din nou că îl susține pe domnul Pușcaș. Și pentru Consiliul Local, PMP a obținut vreo 800 de voturi la Hațeg. Iar Plusul vreo 300 de voturi, aproape 300. Logic este că cei care au votat cu PMP au votat și cu Adrian Pușcaș, din moment ce liderul PMP susținea asușitare că îl susține pe domnul Pușcaș. Mai mult decât atât, la fel de logic este că cei care au votat cu Plusul au votat și cu Pușcaș. Deci 800 și cu 300 ar face vreo 1100 de voturi și până la 1600 și un pic ar mai fi vreo 500 și ceva. De unde trag concluzia că Adrian Pușcaș a obținut din partea Partidului Național Liberal doar 500 de voturi, ceea ce este extrem de puțin din punctul meu de vedere pentru un primar de oraș. Scria la un moment dat cineva pe Facebook că dacă ar fi în locul domniei sale și-ar da demisia de onoare fiind un primar nelegitim din punctul de vedere al numărului de voturi. Acum, legitim, nelegitim, omul a câștigat primăria, adevărul e că și eu, dacă aș fi fost în locul lui, sincer, mi-aș fi dat demisia, pentru că să ieși primar de oraș cu 1600 de voturi mi se pare așa, cel puțin ciudat. Dar vox populi, da? Vocea poporului. Poporul a vorbit, a câștigat omul cu câteva zeci de voturi, asta e primar la Hațeg. Ce mi se pare interesant acolo e că, din câte am auzit eu, tot așa pe surse, în momentul ăsta, domnul Sorin Crai, care, culme, într-una din emisiunile mele, declara că dacă nu câștigă primăria în următoarea zi, își dă demisia din Partidul Social Democrat și pentru el s-a terminat cu politica. Iată că până în acest moment domnul Sorin Crai nu și-a dat demisia din Partidul Social Democrat, ceea ce
contravine spuselor domniei sale din campania electorală. Ba mai mult, zic unii, că s-ar încerca o alianță PSD-PNL la Hațeg. Și de ce lucrul ăsta? Pentru că Partidul Național Liberal cu PMP-ul și cu Plusul n-au majoritate în Consiliul Local. Și atunci, neavând majoritate, este greu să pună viceprimar. Viceprimar se dorea a fi cineva de la Plus, care nu cred că va ajunge și va fi foarte dezamăgit, dar mă rog, eu i-am spus domnului în timpul campaniei electorale cum stă povestea. Și atunci, se pare că aceste negocieri există pentru domnul Sorin Crai, pe care unii l-ar dori viceprimar al orașului Hațeg. Acum o să fie interesant de văzut dacă acest lucru se va și materializa după ce liderul PMP Hațeg, domnul Neiconi, după ce liderul Plus Hațeg, după ce PNL Hațeg spuneau că vor să scape de ciuma roșie, după ce membrii familiei liderului unui partid din Hațeg postau pe Facebook și pe Instagram mesaje către studenți, haideți acasă să scăpăm de ciuma roșie și așa mai departe, mesaje din astea de mobilizare la vot. Deci ar fi de interesant cum ar apărea oamenii ăștia în fața alegătorilor din Hațeg, 800 cu 300 cu 500, dacă l-ar alege viceprimar pe domnul Sorin Crai de la PSD, ciuma roșie, nu? Că în campania electorală, domnii ăștia trâmbițau sus și tare, să facem orice să scăpăm Hațegul de PSD. Păi, hai să vedem, domnilor de la Hațeg, cât de mult a fost barbă ceea ce ne-ați servit în campania electorală, cât de mult v-ați dorit, într-adevăr, să scăpați Hațegul, cum spuneați domniile voastre, de această ciumă roșie, sau cât de dispuși sunteți să puneți ca viceprimar al orașului, iată, un reprezentant al acestei ciume roșii, cum spuneți domniile voastre. Deci, iată, așadar, doar la câteva zile, la scurt timp după alegeri, primul examen important pe care trebuie să-l dea membrii formațiunilor politice care au câștigat mai mult sau mai puțin alegerile locale de la Hațeg. Mai mult decât atât, se zvonește că tot un lider de partid ar fi fost pe la București, pe la un senator cu nume de familie de arab, așa mi se pare, ca să facă lobby pe lângă Orban să accepte această alianță, ceea ce nu se va întâmpla în veacul vecilor, pentru că Orban nu e atât de încuiat, ca să spun așa, încât să-și dea singur cu firma în cap după ce a declarat în Biroul Politic Național că nu se face nicio alianță cu PSD-ul niciunde. Mai mult decât atât, doamna Vetuța Stănescu, președinta interimară a PNL Hunedoara, după demisia lui Lucian Haiuș, declară sus și tare că la Vulcan, unde doi consilieri PNL doar au fost prezenți la o conferință de presă a PSD-ului, s-ar putea să fie excluși din partid. Așadar, interesant de urmărit și ce se va întâmpla la Hațeg. Bun, la Călan rămâne primar domnul Adrian Iovănesc, la Gioagiu Vasile Căreguț rămâne primarul orașului Gioagiu. Adevărul e că domnul Căreguț acolo a avut la un moment dat un contracandidat care în campania electorală își tot dădea cu stângul în dreptul, tot din partea PNL-ului. De ce își dădea cu stângul în dreptul? Se poza, ba, alături de miniștrii de secretar de stat, ba, pe lângă primărie, spun că el face și drege, dar neavând nicio calitate. Domnul candidat este director la UME Orăștie și ce să zicem, acum de curând posta pe pagina lui de Facebook că a venit cineva de la, nu știu care, Ministerul Dezvoltării sau Ministerul Economiei, nici nu știu, ca să analizeze situația și să scoată UME Orăștie din problemele financiare în care se află
Păi, domnul candidat, până acum ziceai că faci Giurgiu Las Vegas și acum trebuie să vină cineva de la minister, la Matale Nogradă, să-ți ofere soluția prin care să salvezi lumea orăștie. Mi se pare că am tras de păr, cam trasă de păr povestea asta. Deci rămâne Vasi Căreguț, care nu prea a avut contracandidat la Giurgiu. Așa, la Petrila Vasile Jurca, la Uricanie Dănuț Buhăescu, la Băcia Florin Alba, Băița Damian Diniș cu state vechi de plată la primărie, Balșa Traian Jude, la Bănița, nou primar al comunei, domnul Dorin Marc de la Pro România. Domnul Dorin Marca, și acolo e o poveste ciudată, dar n-are rost să spunem acum, pentru că e o comună mică pe care poate mulți telespectatori nici măcar nu o cunosc și nici nu e atât de importantă. Bătrâna, domnul Radu Herciu de la PNL. Aici e show-ul de pe lume, adică, stimați telespectatori, fiți atenți aici. Deci, primarul comunei Bătrâna este domnul Radu Herciu de la PNL, așa cum spuneam. 98 de alegători, 98, doamnelor și domnilor, au fost înscriși pe listele permanente, dar au votat 150 de oameni. Și prezența la vot a fost de 153% în comuna Bătrâna. Deci, bătălie mare, acolo sunt neamurile între ele, se înscriu pe listă și așa mai departe. Cert e că la Bătrâna ești primar cu nici 100 de voturi. Da? Și ei salariu de 5.000, 6.000 de lei, cât ia un primar de comună. Eu nu înțeleg pentru ce mai există comuna asta. La Beriu, Emil Buc, la Blăjeni, Flavius Jurca, la Boșorod s-a întâmplat un lucru interesant. Revine, după 4 ani, Ioan Grecu de la PSD. Este unul dintre puținii primari care a pierdut alegerile, iar după 4 ani revine din nou în funcția de primar. Greu de făcut lucrul ăsta. A pierdut alegerile domnul Tiberiu Cacuci. Așa cum am mai spus și prin alte emisiuni, domnul Tiberiu Cacuci a avut un mandat, din punctul meu de vedere, lamentabil în comuna Boșorod. Timp de 4 ani comuna aceea a stat pe loc și iată că alegătorii de acolo au sancționat ceea ce s-a întâmplat și l-au repus pe Ioan Grecu de la PSD în funcție. La Brănișca a rămas domnul Adel Ștef, la Bretea Răzvan Ionescu Gruia, care de asemenea a avut foarte multe proiecte europene și așa mai departe, la Bucești Traian Achim Mărcuș, la București Mircea Florin Ghilean, Bulzești de Sus Mirel Suba, la Bunila Romulus Troia de la PNL, la Burjuc rămâne Gabriel Barta, la Cârjiți aceeași primăriță de la PNL Daniela Adam, cu o prezență de 90% la vot, 584 de alegători înscriși pe liste. La Cerbăl Mircea Costa de la PNL, la Certejul de Sus Petru Câmpian, culmea, cu o prezență de 55% la vot. Petru Câmpian mai obține un mandat de 4 ani. La Densuș domnul Vârtopean, la Dobra Ovidiu Pădurean, la Bertelot Marina Huzoni, la Ghelari Emerson Toma de la PSD, la Gura Sada rămâne Ayatollahul, cum îmi place mie să spun, Silviu Nan, la Hărău Lucian Albu Weber, la Ilia rămâne, bineînțeles, primar domnul Marius Gabriel Omotă, Lăpudiu de Jos Traian Chiorean, la Lelese Ciprian Achim în Ținutul Pădurenilor, Luncoiu de Jos Călin Dud, Mărtinești Adinel Botescu, Orăștioara de Sus Vasile Inășescu, la Peștișul Mic Saul Daniel Dobruțchi, în Pui din nou rămâne primar domnul Victor Tiberiu Stoica, la Răchitova Liviu Simedroni,
Octavian Roman de la PSD câștigă alegerile la raportul mare, schimbarea de primar și în comuna Râul de Mor, domnul Flavius Dilertea, un tânăr de la PSD, câștigă alegerile, făcându-l să piardă pe Niculiță Mang, cel care a fost timp de 4 mandate primarul comunei Râu de Mori. La Ribița a rămas domnul Ioan Faur, la Romos Mircea Pătrânjan, la Sălașul de Sus Ioan Vlad, Dumitru Oprean la Sântă Mărie, Mihai Cordoș la Adrian Cordoș, pardon, la Sarmisegetuza, la Șoimuș Irimie Mihai Gabriel, la Tăliucu Inferior domnul Daniel Pupeză, la Tomești Adrian Vasiu, Toplița Nicolae Cerisăr rămâne ca și primar, la Turdaș Remi Bocșeri, la Vărișoara schimbare de primar, PNL-ul pierde o primărie în favoarea PSD-ului prin doamna Camelia Bedea. Vața de Jos Liviu Lință și aici se pierde primăria în favoarea, se face de data asta rocada PNL-ului. Acolo parcă era primar, îmi scapă numele, cum îl chema? Milu Folescu? Nu mai știu. Milu Folescu la Vața de Jos. La Vețel Ioan Hențiu, la Vorța Emil Bureană, la Zam Sorin Ionel Nistor, la Totești domnul Tiberiu Pasconi. Bun, una peste alta, cam acestea au fost rezultatele alegerilor locale din acest an în județul Hunedoara. Rămâne de văzut, stimați telespectatori, cât de mult se vor ține de promisiuni cei care le-au făcut în campania electorală și cât la sută vor realiza din ele. Spunea cineva la un moment dat că dacă se realizează măcar 90% e bine. Eu zic măcar 80% e bine. A, n-am spus că la Criscior a rămas primar tot domnul Ovidiu Furdui. Vreau să văd și eu, tot am vorbit despre Hațeg, a câștigat PMP-ul acolo, vreau să văd și eu locuințele alea modulare pe care le promiteau ei, domnul Pușcaș la Hațeg, vreau să văd dinoparcul făcut. Multe lucruri vreau să văd făcut acolo, da? Pentru că ați promis și vreau să văd că vă țineți de cuvânt. Vreau să văd a doua centură făcută la Hațeg de către frăția inelelor, care se dovedește a nu mai fi atât de frăție. Da, vom vedea pe parcurs. Până una alta, stimați telespectatori, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Sunt Adrian Simeon, rămâneți în continuare cu Capital TV. Numai bine!